Municipiul Bacău a găzduit cea de-a 36-a ediție a Cupei Bistriței la atletism, competiție care a coincis cu etapa inaugurală a Campionatului Național de Atletism Indoor. Printre cluburile care s-au remarcat, la prima reuniune atletică a anului se numără și CSM Raraul Câmpul Lung Moldovenesc. Mădălina Sârbu a câștigat aurul la 3000 de metri și argintul la 1500 de metri. Talida Sfârghiu a fost prima la 800 de metri și a treia la 1500 de metri, iar Antonia Bodnariuc s-a clasat pe locul secund în proba de 800 de metri. Bianca Catrinari a fost a patra la 800 de metri, Antonia Bodnariuc a terminat pe locul 5 la 400 de metri, iar Cosmin Nisioiu a ocupat locul 7 la 3000 de metri. Sportivii noștri au avut o evoluție bună, obținând rezultate bune, chiar dacă clasamentul nu s-a făcut pe grupe de vârstă. Mulțumim primăriei Câmpului Moldovenesc, domnului primar Mihăiță Negură și Consiliului Local pentru sprijinul acordat atletismului câmpulungean, atât prin condițiile pe care ni le oferă, cât și pentru ajutorul financiar, a declarat antrenoarea Erzilia Țâmpău.